Polițiștii s-au dus pe balta de la Bârlogu încă de la primele ore ale dimineții, cu speranța că vor avea fir întins. Unii au avut, alții nici măcar n-au apucat să vadă peștele la solzi. Cam slabă recolta. Are 50 de grame. Pe puțin. Hai cuțin. Da. Asta e damurul artei? Da. Cei mai norocoși au prins cam 5-6 kg în câteva ore. Marea captură a fost un ten de 7 kg. Câștigătorul este recidivist, adică el a luat marele premiu și anul trecut. Pentru mine nu a fost așa chiar așa. Eu știam că crapul ten este foarte luptător și foarte ambițios la mal, mai ales când simte minciocul sau simte malul și forțează mai tare. Totul e să-l drill-ul să funcționeze la mulinetă și să fie foarte calm. În rest, sigur și norocul pescarului, că putea să fie înțepat puțin și atunci din aceste forțeuri la mal să poate să scape și să se ducă în apă și să rămâi cu amintirea că l-ai văzut aproape de mal. O să fac contestație pentru că sunt nemulțumit. Pescuiesc de dimineață. Deci am luat 80 de bucăți până acum, probabil. Am 70-80 cred că am. Dacă îi cântărești pe toți, egal cu oralt. Puțin probabil. Erați cam invidios mai devreme pe colegul. Evident, dacă a venit aseară și a vorbit cu peștele. Și peștele ce a zis? Că iese la mal astăzi, la ora 10. Ca să vorbim? N-am, da? Farost! Concursul de pescuit al polițiștilor a avut scopul de a-i scoate la socializare. Mai în glumă, mai în serios, polițiștii au fost doar 25% din cât s-au înscris anul trecut, tot atâta cât le-a tăiat guvernul din salarii. Amatori toți. Vreau câțiva profesioniști, dar nu ținem cont. Dacă n-au avut rezultate extraordinare. Dar avem un rezultat extraordinar, o captură de vreo 6 kg jumătate, așa, și încă o cantitate de vreo 7 kg, asta pe parcursul unei perioade de 5 ore. Deci îl prindem, îl eliberăm în mediul în care, de unde a venit. Pescarii amatori norocoși n-au stat cu bețele în baltă degeaba. La final au primit cupe și premii, fiecare după cât de plină a fost tolba. Pentru cea mai mică cantitate de crap obținută, 80 de miligrame, domnul Dinca Alexandru!